La o lună de la desfășurarea bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, AJOFM Neamț a făcut o centralizare a datelor și din totalul persoanelor selectate în vederea încadrării, respectiv 146, au reușit să își găsească un loc de muncă un număr de 77 de absolvenți. Dintre aceștia 77, 41 sunt angajați în zona Piatra Neamț, 30 în zona Roman și doar 6 în zona Târgu Neamț. Cele mai multe locuri de muncă în care au fost angajați absolvenții, participanți la bursă, sunt cele din domeniul comerțului și a serviciilor, urmate de cele din industria textilă și industria alimentară și pentru că timpul a permis, au fost angajări făcute și în domeniul construcțiilor. Cum evaluați rezultatul în raport cu cel obținut în alte județe, dacă ați făcut vreo evaluare la nivel național? Din analiza la nivel național este făcută de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar noi ne situăm printre primele județe unde numărul de angajări este mare raportat la numărul de persoane selectate.